clasa noastră a fost o clasă foarte vie, foarte interesantă, foarte animată, cu dezbateri vii și teme științifice și teme politice. La vremea respectivă a apărut să adepți ai tuturor curentelor posibile. Ion Iliescu era în liceu când a cunoscut-o pe viitoarea sa soție. Am cunoscut-o pe soția mea fiind elevă la Iulia Hajdeu. Și mergeam, ea locuia în Crângaș, eu locuiam la Filaret, deci când petreceam vremea, bam, par cu par, Carol, bau, conduceam până în Crângaș. Suntem împreună de viață. Ne-am căsătorit la 21 de ani, fiind studenți, și iată, avem atâția ani de tehnice. Foștii colegi de la Spirul Haret se întâlnesc în fiecare an, începând cu 1969. Prima dată, după ce am terminat, în 49 cu toții, ne-am văzut după 20 de ani. Deci ăla a fost primul șoc pe care l-am avut cu toții. Ne-am despărțit puștani, adolescenți, la 18 ani, alții la 19 ani. Ne-am despărțit în 48 și ne-am văzut după 20 de ani. Îți dai seama ce schimbare se produce de la 19 la 39 de ani? Unii cu chelie, s-au început de chelie, alții cu burtă.